Salutare tuturor și bine v-am regăsit în acest clip, și astăzi am revenit cu un nou video de Brawl Stars în care o să vă spun cum puteți obține și voi un skin din partea celor de la Brawl Stars complet gratis, fără să faceți nimic complicat. Înainte de toate, voi rupeți butonul de like, cel cu subscribe și bineînțeles, haideți să facem acest episod sumă de 30 de like-uri dacă se poate și vom da primul skin gratis pentru voi. Ei bine, astăzi mi pe shop noua ofertă cu Lily, noul brawler mitic și după cum vedeți are și mai multe reward-uri, bineînțeles vine cu un pachet de pin-uri, bineînțeles coins-uri, gemuri complet gratis și acest skin care arată destul de bine sincer, numai că este un skin de 29 de gemuri, deci nu are o valoare așa de mare, dar totuși, vedeți acest skin care este chiar acum pe shop, acesta pe Tara, ei bine, acesta va apărea pe contul meu complet într-o magie. După cum vedeți, acesta este un skin de 149 și are să-i dăm și un training să vedeți și voi cum este acest skin, dacă în caz de sunteți interesați să-l cumpărați, dar eu v-am spus pentru că acest skin îl puteți obține și voi dacă faceți pașii următori și bineînțeles suma de 30 de like-uri. Ok, deci are niște hituri chiar destul de faine și haideți să vedem și superul, l-aș testa pe roboții de sus pentru că aceia sunt cei mai frumoși. Ok, ia. Bro, vezi că e fain. Vezi că e fain superul. Deci chiar e destul de fain. Chiar îmi place. Deci nice. Deci nice, nice, nice. Chiar se merită, bro. Chiar se merită. Deci e super wow. Hai să mai dăm o dată. Ia uite. Boom, bro. Ok. Deci, da. Acesta o să apară pe contul meu chiar acum. Cum și eu, uitați-le aici. Avem noul skin complet gratis din partea celor de la Brawl Stars. Haideți să dăm și după cum vedeți în partea dreaptă deja a apărut anunțul și când dăm click pe el, ce să vezi? Avem Urban Ninja Tara, Successful Redeem și haideți să dăm claim. Uitați, bro, ce frumos este acest skin și se pare că putem să dăm și echip now, așa că o să facem. Avem și player icon, care este destul de frumos și un pin, bineînțeles, din păcate nu este animat, dar totuși este exclusiv. Și haideți să dăm aici și să selectăm și noi brawlerul Tara. Este mitic. Uite-l. Ia uite ce frumos e, bro. Deci, bro, arată prea fain acest skin. Da, și acest skin chiar îl puteți obține și voi. După cum vedeți, eventul cu Godzilla vine peste 4 zile în care o să facem și noi probabil un live în care o să ne jucăm. Dar haideți să-l testăm pe mapa. Să vedem ce mapa va fi. Ar merge... Bro, n-am mai văzut asta. Kaboom Canyon. L-am mai văzut de foarte, foarte mult timp. Ar merge asta. Haideți să încercăm aici cum o să fie acest skin, pentru că, sincer, n-am mai testat de mult nici această mapă, pentru că majoritatea mapelor au revenit în acest sezon. Și o chestie care am observat-o este că de când mi-am pus profile icon-ul de creator în profil, primesc și snipuri, primesc și, bineînțeles, foarte multă toxicitate. Și când mă refer prin toxicitate, adică playerii dau emote-uri, se cred ei cei mai buni, și astea, deci, na, asta e nasol, bro. Dar, na, ne acomodăm cu toții. Bun, să dăm și noi o clonă aici, să vedem pe unde e. Hai că am luat așa. Bum, bum, bum. Nice. Hop, spike acolo. Tenție. Tenție, pentru că nu vreau să pierd. Dacă ar veni spike încoace, ar fi top. Deci dacă ei nu se apropie, nu am ce face, bro. Da, am stricat și un super, pentru că s-au îndepărtat, dar na, asta este. Oricum, totuși, nu prea au șanse. Hai să dăm și acolo. Hai să dăm și acolo. Să nu stric un gadget degeaba. Hai, bro, dacă se ține după mine, eu nu am ce face, bro. N-am ce face dacă se ține după mine. 4-3 down left. Pune acolo, bravo. Bravo, bravo. Bun. Sunt gata cu superul. Vezi chestii că s-ar putea să vină aici. Bun, acolo. Însor că n-am fost eu acolo să atac. Bun, încă 2 kill-uri. Nu mai am gadget-uri și nu pot să văd unde sunt adversarii. Uite-l. Bun. Atenție.
Bine. Hai, urcăm. Urcăm. Un takedown. Asta e ușor de făcut. O să-i trag aici pe toți și cam e easy, bro. E easy. Foarte, foarte ușor a fost. Foarte ușor. Am mai dat un meci pentru că, sincer, mi se pare chiar foarte wow cum merge brawlerul Tara aici. Și, bineînțeles, chiar se joacă destul de bine având gadgetul acela care putem să vedem colegii. Deci, da. Din păcate am uitat să echipez și pinul. Dar asta este. Vedem un Crow aici. Ce frumos m-a omorât. Deci chiar wow. Vedeți că vedem. Bun. 2. Nice. Bang. Bro, ce frumos e mor. Foarte ușor e. Foarte, foarte ușor. Bun acolo. Nice. Bun. Dă-i, bro, dă-i. Ne-am bătut acolo. Dar nu este nici o problemă. Important este să vedem unde sunt playerii. Uite-l. Bun, bro. Bine. Am uitat de dog. Poate să-și dea revive. Dar, na, asta este. Mă, bro, de câte ori își dă revive. Oh my god. Haideți în bază măcar aici. Nice. Top, bro. Top. De pe echipă. Haideți că mai dăm niște meciuri, măcar să facem și noi acel target de trofee și după aceea cred că vom sfârși aici. Bun, să vedem. Avem baza și Shelly. Oh, bro, ce fel a spart acum. Vezi că nu e frumos cum a spart acum și chiar nu-mi place. Dar asta e. Să văd și eu unde sunt playerii ăștia. Uite-l. Da, bro, Colt și cu Rico sunt prea buni. Colt și cu Rico facă o echipă bună, bro. Deci, no, insane, bro. E insane. Uite-o leagă. Ia trece încoace. Bun. Eu nu înțeleg de ce nu avansează în interior. Asta e chestia care mă nedumerește. Bun. Vezi că e ok. Bun. S-a îndepărtat de acolo. Nu-i bai. Nu te duce. Rămâi aici, bro. Știi care chestia aici? Că trebuie să fintezi toate hiturile lui Colt. Ok, aici avem un. Uite-l. Bun, bro. Bine. Ouch. Ouch, vezi că e la limite, bro. Vezi că e la limite acum. Nu mai este? Pentru că e win. Bine, bro. Bine-s jucat. Bine-s. Nu știu când am văzut. Mama, bro, asta e ușor comp. Brock, Dynamite. Dynamite-ul nu prea are ce să facă. Sincer să vă spun, Dynamite-ul nu prea are ce să facă. Doar în casă de Astan. În rest, nu aș vedea Dynamite-ul. Deci Dynamite-ul nu l-aș vedea absolut deloc. Bun. Bine. Important că știm unde stau. So easy. Ha, lol, bro, ce m-a lovit acolo. Eu nu știu ce a dat acolo, sincer, această clonă sau umbră sau pro, oricum nasol, văd că joacă nasol, joacă meciul ăsta. Nu înțeleg de ce joacă așa nasol meciul ăsta. Bun. Noi ne poziționăm chiar aici.
Bun, 2, 2. Bun. De acolo. Ac, nu s-a atins, bro. Nu s-a atins. Uite-l. El. Bun. Și un takedown left. Dacă reușesc să-l iau, ar fi top. Da, asta este. Am încercat. Am încercat, dar cu siguranță se va face și ultimul takedown. GG Bull. Bravo pentru dislike. Sincer. Oh, nice. Și rank 21. Top. Da, am făcut 32.700 de trofee. Da, băiți, cam atât a făcut și acest video. Sper că v-a plăcut. Nu uitați un like, un subscribe și noi ne revedem ca de fiecare dată la un alt video. Pa, pa!